am pus eu unde la, cum se cheamă, la comisie, pentru că am constatat și dacă vin și dacă nu vin, situația este aceeași, drept pentru care m-am hotărât să nu mai vin. Conform prevederilor legale, aveați obligația să ne transmiteți forma cu 5 zile înainte. Nu, în lege nu se menționează că ce se discută la comisii. La comisii sunt puse documentele în discuție cu 2 săptămâni sau 3 înainte de ședința de Consiliu Local. Documentele sunt atașate și trimise pe mail cu 5 zile. Așa cum le-ați trimis și pe celălalt, trebuie să le trimiteți pe acesta. Mai ales că domnul primar a promis anul trecut în ultima ședință că în anul 2015 toate lucrurile vor fi perfect legale și conform prevederilor legale în vigoare. Îmi pun în altă ordine de idei, vreau să vă spun că o să atrag în contencios cele 3-4 care nu le trageți de pe ordinea de zi. În altă ordine de idei, modernizarea pe șoseaua Buzăului și modernizarea pe calea Călărașilor le-am mai aprobat odată. Sau mă rog, au fost în discuții și ați aprobat, nu ne-am votat această modernizare și acești indicatori tehnico-economici. De ce trebuie să din nou supuși în discuție și aprobați? Da, mai ales ne-a trimis-o și astăzi, așa că ai dreptate și domnul Bornea, dar în sfârșit. Primul subiect, vreau să reluați puțin, vă rog frumos, cele 3 proiecte despre care ați spus că nu au fost trimise în 5 zile. Punctul 3, punctul 13, punctul 19 și punctul 26. 19? 19. Da, mi-a fost comunicat pe data de 26.1.2015, ora 15.46. Și 27, a spus, și da? 27, da, mi-a fost comunicat pe data de 27 ianuarie, ora 16.56. Bun.